Binecuvântat să fie Domnul! Amin! Numele Lui este înălțat și va fi înălțat în veci de veci, mărire Lui! De aceea, în seara aceasta, vrem să stăm la dispoziția Lui și rugăm, Doamne, vorbește-ne Tu, transformă-ne Tu, moderează-ne după Sfântul Tău Cuvânt. Aș dori să deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei și vă dau citire de la capitolul 2, începând cu versetul 1 în jos. Cuvântul Domnului spune așa. După ce s-a născut Iisus din Betlehemul din Iudeea, în zilele împăratului Irod, iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim și au întrebat: unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și au căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Hristosul. În Betlehemul din Iudeea i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Și tu, Betleheme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Atunci Irod a chemat în ascuns pe magi și a aflat întocmai de la ei vremea în care se arătase steaua. Apoi i-a trimis la Betleem și le-a zis, duceți-vă și cercetați cu deamăruntul despre prunc. Și când îl veți găsi, dați-mi și mie de știre ca să vin și eu să mă închin lui. După ce au ascultat pe împăratul, magii au plecat și iată că steaua pe care o văzuseră răsărit mergea înaintea lor până ce a venit și s-a oprit deasupra locului unde era pruncul. Când au văzut ei steaua, n-au mai putut de bucurie. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis bisteriile și au adus daruri. Aur, tămâie și smirnă. În urmă, au fost înștiințați de Dumnezeu într-un vis să nu mai dea pe la Irod și s-au întors în țara lor pe un alt drum. După ce au plecat magii, un înger al Domnului se arată în vis lui Iosif și zice, scoală-te, ia pruncul și pe mama lui, fugi în Egipt și rămâi acolo până îți voi spune eu, căci Irod are să caute pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, noaptea și a plecat în Egipt. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru această seară binecuvântată, când din nou putem să ne revedem fețele. Binecuvântat să fie numele Domnului. Este zi de sărbătoare, trăim atmosfera acestei sărbători la o intensitate maximă și vedem că lucrul acesta pe unii i-a obosit mai mult, pe alții probabil mai puțin. Dar această sărbătoare a avut un efect asupra vieții noastre, asupra traiului nostru. Și lucrul acesta probabil că se va vedea în continuare, dar depinde cât de mult ținem cont de această sărbătoare. Cânta Iustin o cântare. N-am apucat să-i notez versul tot, dar spune versul ei, Iisus se naște iarăși de atâția ani într-una. Iar tu serbezi pasiv și mai continua acest vers. Ca toți ceilalți. Sunt peste 2000 de ani de când s-a născut Mântuitorul Iisus. Mesajul divin străbate veacurile, dar străbate continentele și peste tot unde sunt creștini, toți îl adorează și înalță osanale la adresa pruncului venit, născut în Iesa din Betleem. De ce? Pentru că oamenii cred ceea ce Dumnezeu a spus. Pentru că încă mai există o categorie de oameni care și-au pus încrederea în Mesia, în Mântuitorul. Așa cum poporul Israel, căruia i-a fost vestită această izbăvire care va aduce Mesia, și-a pus nădejdea în venirea acestui Hristos și așteptau cu înfrigurare și chiar citisem despre perioada aceea, când fiecare femeie, rog să rețineți, se gândea, oare nu voi fi eu
mama izbăvitorului? Era o dorință în inima femeilor și ar fi dorit ca ele să fie mama izbăvitorului, aceluia ce avea să fie. Scriptura ne arată că Dumnezeu a găsit cu care să privească spre o tânără fecioară, neîntinată, curată, cu frică de Dumnezeu. Și lucrul acesta spune mult într-o vreme ca aceasta. Pentru noi ne face să înțelegem că Dumnezeu privește la curăția omului și la neprihănirea lui. Chiar dacă noi spunem că lucrurile sunt demodate, că nu se mai poartă, că nu mai este așa, vreau să vă spun că Dumnezeu din veșnicie a rămas același. Amin. Și este același în veci de veci. Mărit să fie numele. El este Cel care este Sfânt și spune ca și noi să fim Sfinți. El este Cel care privește la curăția vieții noastre și vrea ca viața noastră să fie curată. Dacă vrem să fim odată cu El în împărăția Lui. Problema se pune, serbăm pasiv această sărbătoare? Sau ne zdrobim înăuntru nostru și ne recunoaștem neputința, ne recunoaștem slăbiciunea și spunem lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că încă o dată Fiul Tău venit în lumea aceasta șterge păcatele vieții mele. Amin. Nu prin meritele mele sunt aici, ci prin dragostea Ta, prin harul Tău, mărit să fie Domnul. Amin. Aceasta este spiritul sărbătorii. Să mă proștern înaintea lui Dumnezeu, să recunosc măreția dragostei Lui, să înțeleg ce a făcut pentru omenire și în mod special să privesc spre Dumnezeu, să văd ce a făcut pentru mine păcătosul și apoi să mă prăbușesc să-i spun, Doamne, îți mulțumesc că Te-ai născut în lumea aceasta. Care este atitudinea mea? Care este atitudinea ta? Aseară ascultam mesajul Domnului și am văzut că Dumnezeu ne surprinde. I-a surprins pe păstorii din câmpie, dar a surprins-o pe Fecioara Maria, care cred că a rămas înlemnită în momentul în care mesagerul lui Dumnezeu s-a prezentat în fața ei și a spus mesajul pe care Dumnezeu l-a trimis să-i spună. A rămas uimit Zaharia când Îngerul Domnului s-a prezentat în fața lui și a vorbit. Pentru că atunci când Dumnezeu te surprinde, rămâi mut de uimire și nu prea ai ce zice prea mult. Pentru că asta este Dumnezeu. Când realizezi că ești în fața lui Dumnezeu, nu poți să stai oricum. Că atunci când realizezi lucrul acesta cu adevărat și crezi lucrul acesta, prin tine trece un fior. Te vezi pe tine așa cum ești și vezi măreția lui Dumnezeu. Așa cum odată Isaia a spus, am văzut pe Domnul, voi pieri. Că sunt un om cu buze necurate. Există acest spirit în noi? Există această atitudine în relația noastră cu Dumnezeu? Sau se naște Iisus de atâția ani într-una? Iar noi sărbătorim pasivi. Doamne ajută-ne să înțelegem aceasta. Dumnezeu ne surprinde prin dragostea pe care ne-o arată în fiecare moment. Și prin faptul că te ridici din așternutul tău și vezi zorii zilei. Prin faptul că te ridici din pat și nu rămâi imobilizat pe patul acela. Prin faptul că ochii ți se deschide și vezi minunile pe care Dumnezeu le-a creat. Este un har din partea lui Dumnezeu. Te surprinde Dumnezeu în fiecare dimineață. A pus să-i mulțumești? Sau pornești în iureșul vieții la treburile tale și uiți de Dumnezeu? Iubiții mei, aș vrea în seara aceasta să învățăm câteva lecții, câteva lucruri din relația noastră cu Dumnezeu. Ați auzit atâtea predici cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ați auzit atâtea motive pe care fiecare evanghelist, fiecare predicator a încercat să le aducă înaintea dumneavoastră și să vă facă să trăiți la maxim intensitatea acestui eveniment. Poate au reușit, poate n-au reușit. Dar este unul care poate. Este unul care poate să miște inima ta și inima mea. Și acesta este Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și îl rog în mod special în seara aceasta să se atingă de inimile noastre. Ne surprinde Dumnezeu. I-a surprins pe păstorii din câmpie când au rămas înmărmuriți oameni conștiincioși care spune Scriptura că făceau de pază în jurul turmelor. Erau la postul de lucru. Erau la postul de veghe. Și au rămas uimiți când slava lui Dumnezeu s-a arătat. Când în miez de noapte, cerul s-a luminat și a devenit ca ziua. Și mai mult decât atât, au auzit vestea de minunată. Au auzit glasul din cer care a spus, nu vă temeți, căci astăzi vă aduc o veste bună.
Și aș vrea pentru fiecare dintre voi în seara aceasta acel glas să fie simțit în inimile voastre. Dumnezeu care vrea să ne spună și în seara aceasta, nu vă temeți că vrea să vă aducă o veste bună. Și vestea bună este că încă bunătatea lui Dumnezeu nu s-a sfârșit. Încă harul lui nu s-a oprit. Încă trăim clipe de har. Măriți să fie Domnul. Și în seara aceasta, privind la textul pe care l-am citit, aș vrea să privim, să vedem încă un om care a fost surprins, dar nu numai un om, ci și o cetate întreagă. Scriptura spune că după nașterea lui Iisus au venit la Betlehem, din Iudeea, au venit în zilele împăratului Irod niște magi din răsărit. Și așa cum facem și noi câteodată, ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu până la o limită și când ajungem la punctul la care rațiunea ordonează și lucrează, uităm de Dumnezeu și spunem, de acum încolo știu ce am de făcut. Cam așa au făcut magii. Au venit din depărtare, au străbătut mii de kilometri ca să ajungă la Ierusalim și s-au lăsat călăuziți de Dumnezeu. Dar când au ajuns la Ierusalim, deja și-au întors privirea de la Dumnezeu și au privit spre Ierusalim. Au primit spre cetate și a zis, este normal, este logic ca un împărat să se nască într-o casă împărătească. Rațiunea dictează lucrul acesta. Rațiunea spune că așa este normal. Există o normalitate a vremurilor noastre. Și oamenii aceștia, învățații aceștia, pentru moment, au lăsat călăuzirea divină și s-au dus direct în casa împăratului, acolo unde credeau ei că este normal să se nască un împărat. Și au spus împăratului, plecăciune ție, unde este împăratul de curând născut? Căci am venit să ne închinăm lui. Irod a rămas surprins. Irod era pe cale să facă infarct. Mai mult decât atât, Ierusalimul întreg a fost surprins și Scriptura spune s-a tulburat foarte mult. S-a tulburat Irod, dar s-a tulburat cetatea. Pentru că atunci când Dumnezeu te surprinde, creează tulburare. Nu poți să stai pasiv. Indiferent cine ai fi, când Dumnezeu te surprinde, indiferent ce face, creează o stare de tulburare în inima ta, pentru că această stare te obligă să iei o decizie. Și îl rog pe Dumnezeu să te facă să iei decizia cea mai înțeleaptă. Amin, Doamne, ajută-ne, decizia Doamne. Care te va duce într-o zi în împărăția Lui. Ajută-ne, Doamne. Domnul. Amin. În seara aceasta vedem și voi încerca să arăt câteva categorii de oameni. Aseară am privit la câteva categorii de oameni. Am văzut oameni care au plecat întristați din prezența Domnului, din prezența Lui Dumnezeu. Oameni care au plecat pasivi, care au zis, lasă, te ascultăm și altă dată când era vorba de Cuvântul Lui Dumnezeu. Dar au fost și oameni care au plecat bucuroși. Vreau să spun, există în lumea aceasta în care trăim o paletă foarte largă de oameni care se comportă diferit. Și în seara aceasta putem să vedem câteva caracteristici ale acestor oameni și apoi să privim în viața noastră să vedem nu cumva din caracteristicile acestor oameni se potrivește și în viața noastră sau care dintre aceste caracteristici se potrivește și în viața noastră. Pentru că fie că vrei, fie că nu vrei, trebuie să existe ceva, asemănarea. E obligatoriu. Pentru că nu treci invizibil prin lumea aceasta, nu treci pasiv prin lumea aceasta, nu treci fără să fii afectat sau să afectezi pe cei din jurul tău. Pe unde treci, produci mișcare. Pe unde treci, poți să lași un gust, un gust plăcut, un miros frumos, sau un gust amar, un miros urât. Indiferent cine ai fi, trecând prin lumea aceasta, în urma ta rămâne un gust. Contează de tine. Care este aroma și mireasma care o lași în ziua în jurul tău și în urma ta? Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Amin. Mă uit la Irod și îl văd omul care era interesat de propriul său interes și avea propriile sale interesuri, propriul său plan. Un om avar, un om care centra totul spre sine. Un om care, istoria îl descrie, a fost atât de crud și atât de avar în a ține și a fi stăpân, încât și-a auzit
ucis soția și a ucis copiii, să nu fie careva să grească și să-l înlăture. Teama de a fi înlăturat a pus stăpânire pe acest om. Și omul acesta n-a mai fost om. A fost un tiran. A fost un criminal. A urât și a ucis. Când teama pune stăpânire pe tine de ceva, devii un criminal. Pentru că Scriptura spune, oricine urăște pe fratele său, este un ucigaș. Aș vrea să nu uitați niciodată lucrul acesta. Iar Dumnezeu este acela care ne-a chemat la iubire, la dragoste, la altruism. Amin. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Pe paginile Sfintelor Scripturi există multe exemple de astfel de oameni, pentru că Dumnezeu ne-a lăsat scris ca să înțelegem. În abecedarul credinței a lăsat chiar și Vechiul Testament. Ca să vedem relația omului cu Dumnezeu și modul în care omul se raportează la Dumnezeu și la sine însuși. De ce nu? Și aș putea să enumăr câteva exemple și voi încerca să iau câteva exemple din Sfânta Scriptură să vedem ce se întâmplă și ce face omul animat de astfel de gânduri. Și un prim exemplu pe care vreau să îl aduc înaintea dumneavoastră este Haman. Îl cunoașteți pe Haman? Un om cu o poziție bună, un om care avea un viitor. Putea să aibă un viitor. Mențineți. Într-o poziție bună, putea să aibă un viitor strălucit. Dar într-o zi, a interpelat cu planul lui Dumnezeu. S-a ciocnit cu Dumnezeu, cu planul lui Dumnezeu. Și a căzut, pentru că nu te poți împotrivi planul lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu este în control. Dumnezeu este acela care cunoaște totul și spune Scriptura, cunoaște până și gândul omului. Relatarea care am citit-o spune despre Irod, că Irod a fost omul care s-a întors la magi, a spus, știți ce? Mereți, căutați și veniți apoi și spuneți-mi și mie ca să merg și eu să mă închin. Dorea Irod să se închine? Nici de cum. Planul lui Irod era să suprime acest împărat nou născut. Dar pentru că este cineva care cunoaște și gândul omului, mărit să-i fie numele. Planul lui nu s-a dus la deplinire. Pentru că Dumnezeu a venit înaintea magilor și le-a spus, de acum nu vă mai întoarceți pe drumul pe care ați mers. Vă întoarceți spre casă, pe un alt drum. Și aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Nu știu pe ce drum ați venit aici, dar drumul spre casa împărăției este un alt drum. Poate este un drum pe care n-ai umblat niciodată. Este drumul curăției. Este drumul sfințeniei. Este drumul ascultării. Măriți să fie Domnul. Amin. Și aș vrea în seara aceasta să pleci din locul acesta pe un drum nou. Care să te ducă în împărăția lui Dumnezeu. Amin. Și uitați-vă dumneavoastră, Dumnezeu care este în control. Cât de minunat e Dumnezeul acesta care te surprinde prin modalitatea în care El lucră. Spune că într-o zi, într-o noapte, Dumnezeu i-a luat somnul lui Ahasveros. Și omul ăsta, neavând ce face, știți ce a făcut? A zis, ia să citesc eu un pic Scripturile, să văd ce scrie acolo. Aduceți-mi cronicile cu ce să văd. Ce ziceți dumneavoastră? La voia întâmplării n-a dormit omul acesta? Era un om care avea de toate. Avea bunăstare, stăpân în țară, armat, avea... Era chiar în perioada lui de glorie. Un om care putea spune, aș putea spune, era liniștit, n-avea nicio grijă. Dar într-o noapte Dumnezeu ia liniștea și omul acesta nu poate dormi. Pentru că Dumnezeu când vrea să-și împlinească planul lui, te surprinde. Să apucă el și citește acolo și vede că era un om care cândva i-a făcut un bine. Și întreabă omul acesta, ce i s-a dat acestui om? Cu ce a fost răsplătit acest om? Care mi-a făcut mie atât de mult bine. Mi-a salvat viața. Viața mea se datorează acestui om. Ce i s-a făcut? Nimic. Nimic. Probabil că și Mardoheu era întristat. Mai ales că deja începuse uneltirea lui Haman. Și dezamăgit, Mardoheu, ca un om credincios, apelează la Estera. Estera neputincioasă, pentru că nu putea. Ea putea să facă doar ceea ce era omenește posibil. Dar măriți să fie Domnul. Amin. Pentru că este unul care vedea și care face totul să fie posibil. Glorie lui Dumnezeu. Amin.
Și ce n-a putut face oamenii, a făcut Dumnezeu. L-a trezit pe Ahasveros, l-a adus în fața lui pe Mardoheu și a zis, omul acesta trebuie răsplătit. Deci omul acesta trebuie răsplătit cu vârf și de sat. Pentru că tu trăiești datorită lui. Cunoașteți istoria. Nu vreau să continui. Dacă nu o cunoașteți, vă rog să citiți în Cartea Esterei. Este o istorie atât de minunată în care încă o dată vedem că Dumnezeu poartă de grijă aleșilor săi. Mărit să fie Doamne. Este minunat Dumnezeu nostru. Dar vedem un om care era animat de dorință de înălțare, de dorință de a nu fi, de a nu fi nimeni pe lângă el care să-i submineze autoritatea și și-a eliminat toți pretendenții Irod. Este omul care centrează totul spre sine, prea puțin îl interesează de cei din jurul lui, prea puțin îl interesează progresul și cum merg lucrurile, ci el vrea ca el să aibă toată întâietatea. Este Duhul lui Irod. Dacă vrei să faci lucrul acesta, să deții totul, acolo unde ești așezat, vreau să spun, Duhul lui Irod este în tine. Doamne, ai milă de noi. Amin, Doamne, te rugăm frumos. Apoi, privind mai jos, vedem că Irod, când a aflat lucrul acesta, apelează la preoții vremii și la învățații vremii de atunci. Îi strânge pe toți scărturarii și întreabă unde trebuia să nască Hristosul. Și ei spun, după ce analizează și cercetează analele istoriei, nu că nu ar fi știut. Ei știau lucrul acesta. Vin și spun, în Betleemul din Iudeea. Și acum ne uităm aici, vedem o altă categorie de oameni. Dacă Irod era omul ăla care era egoist, pasiv și avar, care vrea totul pentru sine și centra totul spre sine, vedem de data aceasta o altă categorie de oameni, oameni care cunoșteau Cuvântul lui Dumnezeu, oameni care cunoșteau despre Dumnezeu și cunoșteau planurile lui Dumnezeu, dar oameni care nu făceau voia lui Dumnezeu. Există și astăzi mulți oameni care cunosc mai mult sau mai puțin despre Dumnezeu. Există mulți oameni care interferează cu biserica și poate chiar frecventează biserica. Poate că bisericile se umple cu astfel de oameni. Dar ei au doar o religiozitate lipsită de putere. Mă uit și aș putea face paralelă cu preoții care au urmat de-a lungul vremurilor. Și chiar putem să luăm și bisericile istorice. N-aș vrea să fac o acuză, dragii mei. Că nu la asta sunt chemat. Dar vreau să zic că există niște lucruri care atât de ușor scapă de sub control și chiar dacă ai mers cândva pe un drum bun, fără să-ți dai seama să deviezi și să o iei pe altă cale. În Cartea Apocalipsa, în versetul, capitolul 22, versetul 18 și 19, sunt câteva lucruri atât de minunate care le spune Scriptura, glasul lui Dumnezeu și prin omul lui Dumnezeu, prin Ioan, ne destăine planul lui Dumnezeu și scopul pentru care Dumnezeu ne-a făcut și ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Versetul 18 spune așa, mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă scrisă în cartea aceasta, mărit să fie Domnul. Amin. Uitați-vă, astăzi sunt oameni care, unii din neștiință, dar unii cu bună știință, vin și adaugă înlesniri la cuvântul lui Dumnezeu. Și spun, se poate și așa. Se poate și așa. Dumnezeu nu-i habovnic. Dumnezeu știe cine suntem și trăim în veacul acesta și în veacul acesta rău. Dacă spunem numai că trăim în veacul acesta, n-am făcut nimica. Dar trebuie să specificăm că trăim în veacul acesta rău. Și dacă trăim în veacul acesta rău, vă întreb, eu trebuie să merg în cadența acestui veac rău?
Eu trebuie să merg în cadența cerului. După voia lui Dumnezeu, mări să fie Domnul. Dar există oameni îngăduitori care vin și spun, Dumnezeu nu e atât de rău. Dumnezeu nu e chiar atât. Arătăm dragostea lui Dumnezeu și o ducem la limitele extreme. Astfel, lăsăm să se înțeleagă că ne este permis să facem și alte lucruri decât cele scrise. Decât a trăi în sfințenie, decât a trăi în curăție, decât a trăi după voia lui Dumnezeu. Se poate și așa, că Dumnezeu e bun. Fals. Fals. Într-o zi, Scriptura spune, vor veni mulți care vor zice în ziua aceea, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am făcut noi semne și minuni în numele Tău. Știți care a fost răspunsul? Nu v-am cunoscut niciodată. Chiar dacă ați îmbrăcat haina pocăiților, chiar dacă ați intrat în bisericile și în adunările pocăiților, niciodată nu v-am cunoscut, pentru că n-ați fost sinceri, n-ați fost sfinți, n-ați fost curați. V-ați urmărit propriul vostru interes. Acestea vor fi cuvintele care mulți le vor auzi în ziua aceea. Oameni care adaugă, ci oameni care scot. Păi nu-i mai ca atunci. Păi de ce să trăiască o fecioară curată? De ce să trăiască tineri neîntinați? Păi facem o căsătorie de probă. Și bisericile pentecostale se întâmplă atâtea evenimente și atâtea despărțiri. Și ne punem întrebarea de ce? De ce? Pentru că lăsăm putregaiul în biserică. Pentru că biserica nu mai are o poziție împotriva păcatului și nu mai condamnă păcatul. Dar Dumnezeu ne cheamă la sfințenie. Și spune Scriptura, cine este sfânt să se sfințească. Există oameni care fug după popularitate și vor ca bisericile lor să fie pline. Scriptura mea spune că biruința nu stă în numărul mare al oștilor, ci în brațul atotputernic al lui Dumnezeu. Mări să-i fie numele. Și uite așa cocoloșim păcatul și trăim și facem pact cu păcatul și mergem mână la mână și braț la braț cu păcatul și nu ne este rușine. Scriptura spune să ne rușinăm. Să ne îmbrăcăm în sac și cenușă. Să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, avem nevoie de iertarea Ta. Și avem nevoie de înțelepciune de la Tine. Ca în acest veac rău să trăim în sfințenie și curăție. Eram undeva în Cluj și erau niște fete. Erau sigur, au fost pocăite. Eram la Dijkman, în magazin. O căutam pe soția care mea să luăm ceva și una dintre ele spunea celelalte. Tu, ce rochii frumoase sunt. Ce material frumos au rochile acestea. Dar toate sunt dezvoite. Ori spatele dezvolit până la fund, ori în față ești dezvolit până la buric. Și m-am uitat și am zis, Doamne, slăvit să fie Domnul, că mai sunt ființe care realizează că Dumnezeu, când l-am făcut pe om și când omul a păcătuit, l-a îmbrăcat. Să nu stea dezbrăcat. Să nu-i fie rușine. Și mă bucur că într-o vreme ca aceasta și într-un veac rău ca acesta în care trăim, mai există oameni cu rușine, cu sfială, care îl cinstesc pe Dumnezeu. Și nu umblă cadența lumii acestea. Măriți să fie Domnul. Amin. Seara aceasta a nașterii Domnului Hristos ne învață că Dumnezeu ne cheamă la ascultare și la împlinirea cuvântului Său. Timpul se duce la... După care se mă ia. A fugit timpul atât de repede. Dar, uitați-vă noastră, pe lângă categoria oamenilor indulgenți care scoate și adaugă la cuvântul Domnului și își fac propriile lor cărări. Mai există o categorie de oameni prezentați în atitudinea lui Iosif. Iosif, cel care a avut întâlnirea cu mesagerul lui Dumnezeu și din nou, uitați-vă ce se întâmplă. După ce pleacă magii, Dumnezeu a spus, nu este timp să discutăm despre drumul acela nou. Dar după ce pleacă magii, spune că îngerul a venit în vis la Domnul, s-a arătat la Iosif în vis și a spus, scoală-te, ia pruncul, că mama lui fugi în Egipt și rămâi acolo până ți-o spune eu, căci Irod caută pruncul ca să-l omoare. Iosif s-a sculat, a luat pruncul și pe mama lui, spuneți dumneavoastră, nu ziua, nu după ce a fost odihnit, spune că a luat pe mama lui, pe prunc și pe mama lui și a plecat noaptea să pleci până în Egipt. O cale de 600 km. Nu cu BMW-ul sau cu Jeep-ul, ci perpetes. În cel mai bun caz, pe măgăriță. Nu toți aveau măgări. Și animale de povară.
Uitați-vă atitudinea unui om ascultător de Dumnezeu. Deci Irod, un om care centrează totul în sine și își urmărește propriul scop. Calcă pe cadavre, nu ține cont de ceilalți, nu ține cont de scopul și de planul lui Dumnezeu, îl interesează doar pe el și imaginea lui. Este Irod. Prin reprezentanții preoților și cărturilor de atunci, Scriptura ne spune, voi sunteți un neam de preoți. Aș vrea să vă gândiți ce fel de preoți sunteți. Voi, fraților. Fiecare sunteți mare preot în casa voastră. Aș vrea să vă întreb de care preot sunteți. Ca și Eli, nu-i timp să intrăm și la Eli, dar să vedeți ce-a făcut Eli. Și sentința lui Dumnezeu pentru Eli și pentru casa lui. Ca să vedeți că Dumnezeu nu se joacă. Dumnezeu când te-a pus într-o slujbă și ți-a zis că trebuie să faci ceva, să veghezi asupra casei tale, Dumnezeu ți-a dat o responsabilitate și tu trebuie să faci lucrul acesta. Haideți să ne întoarcem la Iosif. Uitați-vă, Iosif, omul care ascultă de Dumnezeu, necondiționat, fără să pună condiții. Omul care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt. Iosif avea motive să o lasă pe Maria. Iosif era un om credincios, trag concluzia din atitudinea lui și din comportamentul lui. Dar și atunci Dumnezeu, când el, plin de dragoste, a căutat varianta cea mai ușoară, să nu facă de rușine, pe cea pe care o iubea. Dumnezeu vine și întărește convingerea și spune, Iosif, n-ai greșit că ai iubit-o. Să o iubești în continuare. Pentru că eu sunt cel care am de lucru cu ea. Și voi lucra prin ea. Și Iosif crește în credință. Și Iosif spune, Doamne, facă-se voia ta. Chiar dacă nu a spus public, așa cum a spus Maria, Iosif a zis, Doamne, sunt la dispoziția ta. Ce vrei tu, aia se întâmple. Și îl văd aici pe Iosif, imaginea omului care îl crede pe Dumnezeu pe cuvânt, se încrede în Dumnezeu și stă la dispoziția lui Dumnezeu. Așteptând ca Dumnezeu să-l călăuzească. Omul care se scoală atunci când Dumnezeu spune, Iosif, am nevoie de tine. Să te scoli acum, să iei soția și pruncul, să pleci în Egipt. Nu era ușor să pleci noaptea. Imaginați-vă, vă uitați pe Discovery și vedeți imaginea din deșert, animalele acelea sălbatice. Vă puteți imagina toate pericolele care sunt într-o călătorie de noapte, să treci prin pustiu, prin locuri pustii, pentru că nu era atât de populate ca acum. Când tot felul de animale sălbatice erau la tot pasul. Ca să nu mai spun tâlhari, că și atunci erau tâlhari. Dar Iosif este omul care ascultă de Dumnezeu necondiționat. Este omul care se pune la dispoziția lui Dumnezeu și îl crede pe Dumnezeu. Este imaginea credinciosului adevărat. Când Dumnezeu spune, Dane, am nevoie de tine duminică dimineața la biserică. Doamne, să vii să fie numele tău, la dispoziția ta. Dane, am nevoie, știu că dumneavoastră. Slăvit să fie numele tău, Doamne, sunt la dispoziția ta. Dane, am nevoie și joi. Doamne, binecuvântat să fie numele tău, sunt la dispoziția ta. Dane, am nevoie și bine. Doamne, la dispoziția ta. Ajută, Doamne. Doamne, Dane, când sunt cor, am nevoie să vii la repetiții. Marțea. Slăvit să fie numele tău, Doamne. Sunt la dispoziția ta să te lau. Te lau și marța, te lau și vinerea. Dar te lau duminica și dimineața și seara. Măriți să fie Domnul. Aceasta este atitudinea omului care se încrede în Dumnezeu și recunoaște că are motiv să stea la dispoziția lui Dumnezeu și să asculte de Dumnezeu. Dragii mei, cuvântul Domnului spune că ascultarea face mai mult decât jertfele. Aduceți-vă aminte acea imagine și cu asta închei. Când Saul se întoarce de la războiul cu amaleciții, Dumnezeu spune pentru acest popor, s-a opus poporului meu când am ieșit din Egipt și asta, am hotărât ziua în care îl voi nimici. Du-te, bate-i, trece prin ascuțișul săbiei, tot ce este a lor. Bărbați, femei, copii, vite, tot nimicește. Totul este dat spre nimicire. Aș vrea să înțelegeți ce spun. Totul este dat spre nimicire. Adică tot ce interferează și se pune împotriva planului meu, este sortit nimicirii. Eu vreau ca tu să nimicești totul. Și merge Saul, bate pe amaleciți și se întoarce și când vine înapoi, vine Samuel și întreabă, Saule, ce ai făcut? Am făcut voia Domnului? Am făcut la rugăciune, eu am fost, ceilalți nu au fost. Eu am fost duminică dimineața, ceilalți nu au fost. Saule, ce ai făcut? Ce-a zis Domnul? Domnul nu a zis să-ți ții evidența lui Ghiță, lui Gheorghe, lui Maria.
Dumnezeu ți-a zis, te uiți în viața ta și să vezi ce faci tu în relația ta cu Dumnezeu. Să vezi tu, ești prezent la locul de închinare, ești prezent la locul la care Dumnezeu te cheamă. Dumnezeu te cheamă să ții contabilitatea și prezența celor din jurul tău. Pentru că Dumnezeu are nevoie de tine în mod individual. Și tu colaborezi cu Dumnezeu în dreptul tău, nu în dreptul altuia. Și Saul spune, am făcut voia Domnului. Dar am lăsat oile și berbecii mai grași să aibă poporul. Când vin pachete, ne bucurăm. Ai, Doamne, scandal! Cineva odată spusese într-o biserică, au fost pachete mai puține și fratele meu a dat pachete la cineva din biserică. Atât s-a supărat omul ăla, a zis, eu și casa mea nu mai vin la biserică. Păi chiar mie nu mi-o dat pentru un pachet să nu vin la biserică. Păi Dumnezeu te-a chemat să-ți dea pachete la biserică. Pachete ți-a chemat să-ți dea. Problema se întâmplă că mulți vin pentru pachete. Mulți caută pachetele. Și dacă nu-i face plac unuia și nu-i dai unul și le vizi pe unul, că nu ai, ți l-ai făcut dușman. Saul a vrut să pună bine cu poporul. Și a zis, păi, vitele astea grase, frumoase, nu-s pentru mine. Mie nu-mi trebuie, Doamne. Dar le dau la popor, să aibă să mânce. Până li se sterpezesc dinții și uită de tine. Asta era planul diavolului. Pentru că diavolul totdeauna vine și se opune lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu spune curăție, diavolul spune se poate și așa. Dacă Dumnezeu spune sfințenie, diavolul zice Dumnezeu nu-i chiar atât de rău. Dumnezeu e un foc mistuitor. Și spune, uitați-vă dumneavoastră ca să vedeți lucrurile cum merg și să înțelegeți pe Dumnezeu că cu Dumnezeu nu te poți juca. Îi spune Samuelului Saul, pentru că n-ai ascultat de cuvântul Domnului, Dumnezeu putea să-ți dea zeci de turme de vite. Mai frumoase calea pe care le-ai luat. Putea să lase să curgă belșugul peste țara ta și să ai vite cum n-are nimeni. Dacă ai fi ascultat glasul Domnului. Dar pentru că n-ai ascultat glasul Domnului și n-ai făcut ce-o zis Dumnezeu, astăzi se rupe împărăția de la tine. Tradus în termeni liberi al zilor noastre, cuvântul lui Samuel, prorocul, pentru veacul de acum este. Pentru că n-a spus de glasul lui Dumnezeu și umbli după cele lumești. Astăzi ți se șterge numele din cartea vieții. Ce spuneți? Nu e o glumă. Nu vă spun povești. Vă spun un adevăr și aș vrea ca acest adevăr să vă scurcicuiteze, să trezească conștiința din dumneavoastră, pentru ca venirea dumneavoastră în locul acesta să nu fie zadarnică. Și în loc să auziți în ziua aceea minunată, veniți binecuvântații Tatălui, demoșteniți împărăția care v-a fost pregătită. Să auziți acea sentință, plecați de la mine, căci nici când nu v-am cunoscut. Și acum, în seara aceasta, plecând din locul acesta, aș vrea să spui întrebarea, pentru ce vii la adunare? Pentru ce trebuiești biserica pentecostală? Pentru ca să capeți un ajutor, pentru ca să-ți facă cineva o rugăciune sau să-ți oficeze un act, o cununie religioasă? Și aia, așa cum se face? Fals. Fals. Am spus și mențin. În fața altarului, tinerii trebuie să vină curați. Acum când se propovește și mulți spun, păi nu mai e la modă, nu mai e așa. Tineri, vă spun, trăiți în curăție. Amin. Trăiți în curăție pentru că Dumnezeu spune, voi cinsti pe cel care mă cinstește. Amin. Dar voi necinsti pe cel care mă necinstește. Voi pedepsi. Ăsta e Dumnezeu. Într-o lume care este total bulversată și nu se mai cunosc adevăratele valori, Dumnezeu vrea ca biserica pentecostală să fie curată. Amin. Biserica pentecostală să fie o biserică care să nu se mai confrunte cu despărțiri, cu divorțuri. Să fie arătată cu lumea să spună și voi sunteți ca noi. Nu. Noi suntem un popor ales. Amin. Cei care fac ce face lumea sunt din lume, nu sunt dintre noi. Aș vrea să înțelegeți lucrul acesta. Dacă îți permiți să faci ce face lumea, faci parte din lume și vei rămâne cu lumea. Doresc în seara aceasta ca numele dumneavoastră să rămână scrise în cartea vieții. Și dacă până acum mesajul dragostei lui Dumnezeu a fost se naște iar Hristos. Aș vrea ca nașterea lui Hristos să vă fie de folos cu adevărat. Amin. Și jertfirea lui pe cruce să mai spele încă o dată păcatele tuturor. Amin. Să vă ofere șansa unui nou început. Amin.
cu Dumnezeu. Amin. Amin.